Am lângă mine pe Valeriu, Silviu și Adi, iar astăzi filmăm partea a patra din 1000 de provocări challenge. Regulile sunt foarte simple, fiecare membru va extrage câte un număr de pe perete. Apoi concurentul va citi și va îndeplini provocarea scrisă pe verso. Atâta tot acum, haideți să începem! Împreună cu echipa Orange Blue am venit cu o super idee. Care? Cum ar fi dacă comunitatea Orange Blue, adică voi, să fiți cea mai tare comunitate din țară? Însă se face totul pas cu pas. La moment sunteți pe locul 70. Așa că dacă privești acest episod fără a fi abonat, apasă chiar acum pe butonul de subscribe pentru a face și tu parte din această comunitate. Nu uitați, nu o faceți pentru noi, ci pentru voi, pentru că meritați să fiți numărul 1. Așa că subscribe toată lumea. Iar voi puteți continua episodul. Mulțumesc, Eugen, numărul 2. Acum, cine vrea să fie primul? Eu sunt nou în acest challenge, deci mă lăsați pe mine să aleg. Da, Silviu, te lăsăm pe tine. Ura, prieteni! Îl așteaptă. Însă până atunci, hai noi să stabilim ordinea. Orange Blue! Al doilea! Al doilea! Cei mai tari! Cei mai tari! Orange Blue! Orange Blue! Orange Blue! Orange Blue! Orange Blue! Ce s-a întâmplat? Așa, deci am să aleg numărul 900. Hai, Silviu, mai repede. Stai, 1 2 3 4 5. 3 4 5. 345. Deci încearcă să te ferești de loviturile fotbalistului. Păi asta este super ușor, să mă ferești de loviturile. Păi a fotbalistului, nu a karatistului, de ce să mă tem? Nu pot să cred! Echipa Orange Blue a adus un fotbalist profesional! Fiți atenți cum arată! Timp de un minut, Silviu trebuie să reziste în acel pătrat! Aici? Da! A unde e poarta? Silviu, trebuie să te ferești de mingi! Come on, ha! Prieteni, mi s-a părut că va fi ușor, dar din câte văd acolo sunt multe mingi și cineva care vrea să lovească tare în ele. Deci, să vedem! Deci, noi suntem pregătiți, Valeriu! Băieții au trișat! Ați văzut că au lovit și ei cu mingile, deci erau foarte, foarte multe mingi. Da, el e atât de profesionist încât s-a părut că sunt 4. Da! Prieteni, dar ca să fiu sincer, provocarea lui Silviu nu mi-a părut atât de grea, așa că voi alege și eu un număr de pe peretele el. Am găsit aici un număr întreg și anume 400, uitați-vă cât de bine arată, sper să fie la fel de norocos. Găsește moneda în gunoi, între timp ceilalți te vor lovi! Avem aici musca și camperonul! Valeriu, trebuie să... Nu, este gunoiul tot ce am mâncat de astăzi! Trebuie să cauți prin acest gunoi moneda! O monedă de 10! Iar noi îl lovim! Nu! Cum să găsesc moneda? Am găsit-o! Unde e?
caracu! Este caracu! Nu e asta, băieți! Este! Nu e asta! El a avut o monedă în buzunar! Nu am mai avut nicio monedă! Dacă aveam o monedă, ieșeam deodată! Nu suntem atâta să mă bardeți la monedă! Stați așa! În coșul de gunoi sunt monede? A pus-o echipa orașului! Challenge-ul meu a trecut! Adi, este următor! Hai, alege-o provocare! Adi. Valeriu a spus că challenge-ul meu a fost foarte ușor, dar al lui a fost și mai ușor! A găsit moneda în 30 de secunde! Nu e frumos să mănânci din gunoi! Adi, mănâncă din gunoi? Deci, eu voi alege, zic de regiunea asta, pentru că în celelalte episoade, dacă le-ați vizionat, știți că eu aleg mereu din categoria asta de 600. Voi alege 682. Ridică greutatea la piept, aceasta este aleasă de roata norocului. După cum se vede după mine, eu și sportul ăsta nu se leagă. Dar hai să vedem. Aici avem greutatea mea. Fiți atenți la cum arată. O bucată de lemn cu 6 bidoane a câte 10 litri. Iar asta nu este nici măcar jumate din greutatea ta. Iar aici avem roata norocului care va decide de câte ori va trebui să ridic această greutate. De 10, 20 sau 30 de ori. Maximal! Să cam. 10 de 10 ori! Bine, hai să-l ajutăm! Apucă Eugen! Stai, băieți, mai duci eu! Să-l ajutăm! Haide! Stai! Sidru, tu mai tare ne încurcai decât să ne ajuți! Am văzut! Hai, Adi, gata, ține! Hai! Adi, la pietre! Stai, de aici, așa frumos! Așa, noi te vom ajuta! Hai! Hai! Adi, tare ridică! Luați-l pe Valeriu de aici! Hai! Ei, lasă! Pune, normal! Hai, Adi, eu te ajut! Stai! Adi, stai că el îl va... Trebuie să-l ajutăm, te va să lucra! Hai! Valeriu! Valeriu! Hai, el! Ce a fost asta? Luați-l pe Valeriu de aici! Bara asta era pe pieptul lui Adi și am vrut să-l ajut! Asta este tot ce am vrut să fac! Eu am dat de bărnă fără bine! Ei, voi! Hai! Unu! Este! Asigură, Valeriu! Noi! Ei, nu! Nu trebuie să-l ajutăm! 4! 5! 6! Uau, este atât de puternic! 7! Mai poți? Hai, Adi, un pic! Hai, știu că poți să faci asta! Și! După asta urmează! Ei, încă 20! Stai că te ajut eu! Te ajut eu, Adi! Adi a transpirat, uitați-vă aici! Ce e asta? Uitați-vă la el, l-a obosit foarte tare! Eu cred, prieteni, că Adi a îndeplinit provocarea cu succes! Adi, bei apă! Acum vedeți că sunt cel mai puternic! De ce ai deschis gura? Adi, vreau apă, prieteni! Hai! Răcorește-l! Hai! Ajută-mă, te rog! Hai! Vedeți, chiar și Adi are el spirit de urangutan! Acum e rândul meu să aleg! Adi, poate te dezbraci să ne arăți mușchii! Da! Hai! Dar nu mă dezbrăcați! Acum este rândul lui Eugen! Ce alegi? Aleg un număr! Credeam că va alege o literă! Hai, Eugen, mai repede, alege numărul tău! Deci, acum trebuie să aleg sau de pe peretele ăla sau... sau ăla! Așa că o să încep cu primul perete, cu numărul 2, adică 2 de sus, 308! Rezistă atacului cu arme Nerf! Sper doar ca gloanțele să nu fie cu ace. Prieteni, eu sunt pregătit cu ochelari de protecție, iar acum fiți atenți cum or să trag în mine cu sânge. Gata, Eugen, ajunge borba. Fără milă. Gata, timpul! Deci, iarăși a venit rândul meu, eu am să aleg un număr magic, un număr de aici din partea asta, 779. Ăsta! Vei fi rotit în leagăn de către concurenți. Deci am să fiu legănat! Prieteni, totul este pregătit! Acum urmează pentru 30 de secunde să-l legănăm pe Silviu! Ei, băie, stați un pic! Ăsta nu e leagăn, ăsta e spânzurătoare! Mai încetișor, iar apoi mai tare! Ne poziționăm fiecare mâncă ta! A, de acolo! Băieți, avem 30 de secunde doar, hai! Dacă leșin... da, chemați ambulanță! Atunci noi te vom firma! Da, hai! 3, 2, 1!
Adi, principalul individ! Adi, nu te ține, Adi! Mi-a sunit chiar și telefonul lui Adi, vă imaginați! Este de-a sus! Așa? Valeriu! Chiar și eu mă ințit un pic! Cum te simți, Silviu? Eu zic să... Băie! Am un chef! Doriți să vedeți ce am mâncat azi dimineață? Hai repede să-l scoatem, să vedem cum își ține echilibru! Da. Gata, pune-l jos! Gata? Nu mă mai plătim, Adi! Silviu, stai! Acum merge într-o linie dreaptă! Nu, dar a trecut! A trecut efectul! Stai numai că vine rău! Prieteni, nici nu mă mai gândesc, pentru că oricare număr nu l-aș alege, oricum, va nimeri ceva prostez. Hai să fie chiar aici, la margine. Sărută un animal! De ce nu este scris ce animal este acesta? Fiți atenți! Valeriu nu știe ce animal trebuie să pupe! Stați un pic! Hai, nu mi-l băgați! Stați un pic! Nu bagă nimic! Nu bagă nimic, hai! E femeie? Bărbat! Hai! Stați, dați mai întâi de asta să o ating! Wow! Wow! Ai auzit, da, așa, prea multe indicii! Stai, asta este o pasăre! Da, hai, ești gata! Stai, stați un pic să mă gândesc! O pasăre călătoare, hai! E un papagal! Cred că știu ce este! Stai, băieți, eu am emoții! Îmi buzele! Stai! Hai! Stai! Gata, pregătită! Ei, nu! Mai aproape! Ei, n-ai speriată să facem! Mai aproape! Am sărutat o găinușă. Un papa. Asta nu e papagal, asta e găinușă. Strategia mea este foarte simplă. Echipa Orange Blue a scos la sigur cele mai ușoare provocări în cele mai dificile locuri de ajuns. Uite acolo sus, 450. Ăla îl voi alege eu. Scara e mai simplă. Fugi pe banda de alergat în diverse condiții meteo. Dacă nu a făcut de sus sport acum, urmează să facă. Astăzi Adi va face ceva ce nu a făcut niciodată. Niciodată. Am fugit și eu pe banda. Adi, azi eu vă sărută pe Andrei Pikachu? Adi a fugit doar de la ore. Hai, că a fugit de la ore. Sunt expert atunci. Ei, Adi nu a făcut-o niciodată în condiții meteorologice, adică să fugă pe... De ce eu gen folosește cuvinte pe care nu le înțelegi? Nu trebuie să fugă, băieți! De mod avion? Hai, acum să vină! E maxim! Fugi mai repede! Bate vântul! Dar nu știu de ce este ploaie mare! Adi, puteai să fugi vara, de ce ai să fugi exact iarna când plouă și se mută zăpadă? Gata! Și crezi! Adi, nu știm că faci! Sunt un sportiv adevărat! Hai, cum este să faci sport prima dată în viață? Nu văd cu ochi. Sistemul lui acum e în șoc! Plouă din nou! Dar tu de ce râi, Silviu? Plouă peste tot! Asta a fost incredibil și foarte revigorant. Chiar simțeam că fug pe ploaie și din soare. A fost super tare, doar că arăt acum ca un om de zăpadă. Adi, zic să mai încerci uneori astfel de exerciții. Da, zic ajută eu. La sănătate. Uite-le, Valeriu. Ne-a plăcut, să știți că o să mai fac asta. Prieteni, eu nu o să mă complic cu un număr de sus să pun scara. Eu o să aleg unul chiar de aici. Un număr destul de frumos. 600. Scoate o pană de la pasăre! Păi asta e simplu! Am scos pana și gata! Deci, Eugen, va trebui să iei o pană de la această găină. E foarte... Stai un pic! Eu m-am prietenit cu ea deja! Dar dacă crezi că e simplu, bine, atunci ia o pană! Eugen, Te știu eu pe tine! Eu am sărutat-o! Dă-mi mie! Dă-mi mie că am sărutat-o! Eugen, de ce scuturi găină? Sculițe! Ia fiți atenți, o să am o pană acum! Eugen, gâde-l un pic aici, poate ies un loc! Fiți atenți! Da! Gata, challenge-ul este îndeplinit! Iarăși a venit rândul meu să aleg o cifră. Primele două challenge-uri au fost așa, un pic dificile. Poate îmi va merge să-mi cadă ceva mai ușor. Deci, am să aleg un număr... 401! Să fie 401!
calcă pe o greblă de 3 ori. Ce fel de challenge mai e și ăsta? Am să mă lovesc în cap, de ce să calc pe greblă? Prieteni, uitați aici o greblă și ca să-mi protejez capul să nu ajung cavaleriu, am să folosesc o cască. Păi Silviu, eu tot am folosit casca, am avut și eu aceeași provocare și nu ajută cu nimic. Nu ajută, da. Da, nu l-a ajutat de mai. Dar nu vreau să ajung cavaleriu, bine. Așa, lasă vorba. Hai, fii inginer, ei, această furtă. Nu e corect, trebuie să mergi așa. Ia. Hai, calm! Eu nu am cască de protecție și nu am provocarea ta! Vai, ce e aici? O greblă! Gata, gata, Valeriu! Poate mi-arăți tu cum! Nu, lasă! Eu am mai făcut asta! Una! Încă două! Următoarea trebuie să fie și mai tare! Nu, mă tem deja! Hai, Silviu, a doua oară! Nu, deja mi-e frică! Hai, se aude la bum. Cum trebuie să apăsați pe butonul de like? Așa. Nici casca nu l-a ajutat. Urechiușa mea, urechiușă. Prieteni, să nu repetați asta acasă pentru că este periculos. Iar dacă faceți asta, puneți o cască de rugby pentru că protejează și urechile. N-am știut de asta. Prieteni, văd că multe dintre foile de pe acest perete sau sunt boțite sau sunt murdare, iar asta este curată. Și asta tot. Și pentru că este mai sus, voi lua 342. Hai să vedem ce avem aici. Alege cutia corectă. Cutie greșită, electroșoc. Deci se instalează arma principală. Și avem aici telecomanda. Mâinile jos, mâinile jos și alege cutia. Hai să văd dacă ce funcționează. Ce faceți acolo? Valeriu e ca un cățel. Tu ești cățel. Vibrează? Face vibrează, masaj. Merge, ok. Hai să vedem dacă funcționează curentul. Valeriu va juca un pic de Squid Game. Dacă va nimeri cutia corectă, nu va fi electrocutat. Dacă e cea greșită... Hai, Valeriu! Dar apeși doar un pic și iei pe asta. Da. Hai, alege pe asta. Pe asta? Da, da. Da, pe asta. Hai, pe asta. Pe asta. Silviu, pe care să aleg? Pe asta. Bine, Silviu! Silviu, de ce am avut încredere în tine? Nu te mai ascult deloc. Ai întreabă-l pe Eugen. Asta, Valeriu. Silviu, asta. Dacă iarăși mă păcălești, ai pățit-o, te bat. Asta. Silviu, dai trage. Bine acum. Gata. Valeriu. Asta. Eu zic asta. Asta. Silviu, nu te mai ascult. Niciodată în viață cu prostiile tale! Asta! De ce râzi? Băi, asta! 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 Iar băieții s-a făcut așa un traseu. Dar traseul este doar înainte! Asta! Hai! Nu mă cred pe nu! Care, Silviu? Asta sau asta? Nu, asta se vede cu ochiul liber. Hai, Valeriu! Bine, prieteni! Trebuie să fac asta repede! Valeriu a vibrat așa un pic. Asta a fost mult mai tare, Eugen a dat mai tare. Eugen, spune sincer, tu ai dat mai tare. Nu. Atunci de ce a dat atât de tare ultimul? Pentru că e în același loc. Prieteni, acesta a fost cel mai oribil challenge și sper ca niciodată în viață să nu mai trebuiască să stau cu electroșocul la gât. Ochelarii! Mă zgârie! Hai să continuăm! De ce ai zis seama de jucare prost? Pentru că tu... Scuze, Ani, scuze, nu am vrut! Știu eu! Hei, gata, gata! Semne pe frunte! L-a ciupit găina! Scuze, da, alege un număr! Da, un număr! Deci, eu voi alege de pe peretele acesta 356... Nu, aici fiți atenți, e un triunghi ăsta, deci nu, e triunghiul Bermudelor. 367. Așa, random. Supă din concurent. Deci 367 nu e numărul meu norocos. Dar voi, prieteni, scrieți în comentarii care este numărul vostru norocos. Hai, Adi! Da,
Hai! Ne poftă de un supă! Cine naiba a inventat provocarea asta? Hai, Adi! Hai, Adi! Supa asta va avea foarte multă carne! Da, și grăsime! O, multă grăsime! Fierbinte, da? Numai fierbinte! Ce de rece! Hai, Adi, ne este foame! Hai mai repede! Adi, nu mai fii atent să nu răstorni! Adi, dezbracă hănele, nu vrem o supă din... Ce să spun? Legumele! Hai mai repede! Hai să legumele! Ei, stai! Adi, pune-te mâinile! Așa! Dar nu tașa! Așa, tăie foi de dafin! Niște cartofi, așa, niște cartofiori, o foi de dafin, așa, așa. Urmează! A, a scăpat cartoful! A scăpat limonul! Așa, așa, așa. Mai avem așa. Un morcovior pentru Adi. Avem și o ceapă pentru Adi, la fel de rotundă ca și el, așa. Silvetel cuțitul ăla. Iar acum urmează ce? Ceva cu gust de pui. Așa, uite așa. Mă simt ca o găină. Hai, ei, asta... cine are sare? Eu. Ce-ai făcut, de Eugen? Și la urmă o să gustați, da? Așa. Așa, și acum mestecă. Să mestecăm. Gata. Cine nu a ucis găina? Dați-vă cum arată, chiar arată la fel ca o supă. Prieteni, dacă nu ați apăsat încă butonul de like, zic să o faceți acum, pentru că doar aici puteți vedea asemenea provocări nebune. Eu nu înțeleg un lucru, de ce porcul face ca găină? Stai să vedem dacă e bun, dar un pic să turnăm așa. Stai. Ce de rece! Încă una. Două, să fie cu noroc, două cu noroc. Iar acum, hai să vedem ce gust are supa. Stai, pune-și niște legume. Hai să vedem gustul supei. Ai, se face rău! E, unde-i cuțitul? Să-ți dai o bucată de carne! Mai vrea cineva să guste un pic da, de supă? Eu. Se simte ceapă, Valeriu? Se simte așa, părțul lui Adi s-a simțit cu siguranță. Da. Prima jumătate este gătită, trebuie invers să-l punem! Da, Adi, haide să ne ținem de picioare! Lăsați astea! Aia a fugit animalul! Veniți cu noi să vedeți! Ce au reușit bucătarii Orange Blue să facă. Este o supă extraordinară. Eu cred că challenge-ul ăsta Adi l-a făcut. Iar acum este rândul meu să aleg numărul. L-am văzut, este chiar aici. Numărul 1000, cel mai tare număr existent din acest challenge. Ești curier, aduc cât mai rapid mâncarea pe traseul alunecos. Băieți, cine a făcut comandă de 3 șaorme? Sunt ocupați, băieți, îmi fac un traseu complicat, așa că dacă cumva or să aibă de suferit aceste șaorme, e vina voastră. Eu doar îmi imaginez cum mă vedeai cu ce frumos. Hai, Eugen! Să fie și mai motivat, noi am pregătit minci cu care va fi atacat! Hai să vedem. După o supă merge bine șaurma. Livratorule, văd că au căzut pe ele. Totul din cauza voastră, băieți. De ce sunt atât de poțite? Parcă este o... Ce bă? Gata, lasă-te. Eu cred că nu au fost duse bine, du-le înapoi. Da, du-le înapoi. De ce pe același traseu? Eugen. Este unul sigur, Eugen, da. Hai. Da, eu am livrat, livratorul trebuia să livreze mâncare, nu? S-au răcit deja, da, trebuie încălzit. Eu cred că... Eugen ne-a dus cu succes. Deci am avut 300, 400, 700, acum am să aleg o cifră de 500. Deci cred că am să aleg 515, da? Alege ușa potrivită. Un sac de box, adică va trebui să bat box în el. Nu, va trebui să fie ascuns după una din aceste trei uși. Iar noi o să nimerim. Noi numărăm până la 5, iar tu te ascunzi. 1, 2, 3, 4, 4 jumate și
Stai, să se ascundă bine, dați-i pace. Silviu, te-ai ascuns? După prima, a doua sau a treia ușă. Eu am auzit. S-a ascuns, gata. Hai, băieți, cine e primul? Care e? Nici ești. Orange Blue! Orange Blue! Orange Blue! Orange Blue! Orange Blue! Ultimul! Și... Orange Blue! Bam! Primul! Stai, Eugen, spune-ne mai întâi ce faci. Mă gândesc în care ușă s-ar fi ascuns. Prima, a doua sau a treia? Băieți, ce părere aveți? Mirva! Eu cred că... Așa că ne țintim. Cred că problema este asta a fost cel mai tare. Mi-am numerit aici, în coastă mi s-a dus răsfoarea. Aia, nu cu spatele. Problema a fost că Silviu s-a auzit în Eu zic că ajunge atât. Cine a dat? Mulțumesc. Nu, mai ai încă două. Acum este rândul meu. Hai Silviu, schimbăm ușurile, faci o altă alegere. Mi s-a tăiat respirația, n-aveam cu ce respira jos. Nu, ăsta nu e challenge bun. Iar acum este rândul meu. Silviu, așteaptă să te ascunzi. Da. Hai, ascunde. Hai, Silviu. Ascunde-te în liniște să nu te auzim. Asta a fost o iluzie, minciunii. Da. În mijloc. Da. Ar fi ținta perfectă. Nu, stai. Nu. Stai, este rândul meu să arunc. Nu este rândul vostru. Gata. Feriți-vă. Ideea știți care este? Silviu a făcut un zgomot în partea aia-laltă. Sigur a vrut doar să ne susrage de la aia. L-am nimerit pe Silviu! Cum e? Cum am reușit să fac? Silviu, totul este bine? Este cel mai nereușit episod. Să știți asta! Cel mai nereușit challenge! Bine, că Eugen are intuiție, știu, dar că Valeriu să ghicească asta era imposibil. Nu, cineva e șoptit. Silviu, hai timp între voi. Gata, noi ascultăm și urechile. Hai, auzi nimic. Și-a plecat, se ascunde Silviu. La Adi, eu cred că ar trebui să dai în mijloc. Ușa din stânga va fi. Iarăși în stânga? Da. Crezi că s-a ascuns în același loc? 3, 2, 1. Silviu. De data asta îmi pare că Silviu nu i-a mai rămas deloc energie. Asta a durut. Am doi dușmani aici. Eugen și Adi. Valeriu a fost cel mai milos cu mine. Valeriu a dat cea mai tare. A căzut și ușa. Am observat că din acest colț niciodată nimeni nu a ales nimic. Așa că voi lua numărul 756, doar că trebuie să ajung la el. Așa este, hai să vedem. Sparge banca. Prieteni, noi o să ajutăm acest hoț să spargă această bancă. Eu am spus data trecută că nu mă mai filmez în episoadele astea cu provocări. Și oricum am ajuns aici, uitați-vă cum arăt, ce e asta? Hai, puneți cagula. Cagula. Stai, Silviu, te ajutăm. Stai un pic, un hoț bun trebuie să nu fie demascat din prima. Așa. Acum hai să spargem banca. 3, 2, 1 și... Gata, Valeriu, gata, eu te salvez. Banii! Și mereu banii nu ajung la rău făcător, ajung la cineva bun. Hei, aici măcar sunt bani? Sunt bani în sac. Valeriu, uite, Valeriu! Gata, scuze! Nu, aici nu sunt bani! Da, e doar un sacol. Să mergem, băieți! Prieteni, abonați-vă la canal, ați văzut prin
ce fel de chinuri plec eu? Lasă că le arăt eu băieților data viitoare. Când eram în butoi și eram gătit să-i facea adică supă din mine, mi-a tras atenția un număr și anume 979. Nu știu, așa pare un pic mai neobișnuit, deci haideți să-l alegem. Treci cât mai rapid prin uși cu toporul. Adi, în fața ta ai trei uși din materiale diferite. Scopul tău este să treci prin ele cu toporul. Adi, e gata. Eu pariez pe Adi că reușește acest challenge. Eu pariez pe uși că reușesc. Fiți atenți. Prima e din carton, deci nu voi avea nevoie de acest topor, ci doar de artele marțiale. Artele marțiale. Hai, exact așa. Asta. Mai departe. Nu, Adi. Aici da. Trebuie. Cine l-a zim ceva ce să mă enerveze. Nu vei mânca azi. Hai, 2-1. Așa. Iar acum cu capul. Hai, cu capul. Hai, cu capul. Hai, Adi. Hai, Adi. Adi. E posibil să mai ai nevoie de capul ăla. Mai ai o parte. Cu pomnul. Asta ne răzbune ușa la bătaie. Asta a dus. Adi, mă să-ți spun că te-ai descurcat de minune. Adi este ultimul samurai. Sensei. Azi tot ok cu mâna sau iarăși cu mâna în ghipsă. Da. Eu sunt cel mai puternic, capul meu rezistă la orice lovitură. Scuze, eu din greșeală te-am lovit în cap din toată puterea. Am un cucui, cred. Cred că mai mult. Nu are de unde să fie. La runda precedentă am ales de pe peretele ăsta. Și a fost o provocare foarte simplă, să scot o pană de la o găină. Așa că o să aleg numărul 606. Se va trage cu tunul de făină în tine. E mai bine cu făină decât cu... ați înțeles voi. Acum am înțeles ce tun și ce făină. Bine, atunci când se pune făină. Voi aduceți făină. Eu bine, de la o distanță mai mare. Acolo filmează, așa. Dă-mi pușca aici. Așa. Toarnă mai spre, așa. Abia curge. Trebuie mai tare. Hai, Silviu. Gata, ajungi. Gata, e bine. Da. E bine. Cât e grea. 3, 2, 1. Facem niște plăcinte din el. De ce îmi lăcrimează ochii? Poate de la vremea de afară, da. Ar putea fi asta. A nins un pic, Adi. Prieteni, după multă bătaie pe care am luat-o în provocările trecute, a venit timpul să aleg un număr mai mare. Poate îmi va merge mai bine. Așa, 973. Deci, încearcă să prinzi toate bomboanele de pe banda de alergat. Wow, bomboane! Am să mănânc în sfârșit. Poate nu bătaie, da? E, stați un pic, aici Adi a alergat. Eu am văzut cu ochii mei că el a alergat pe banda asta. Asta e, noi ce-i face? Hai, pune gura. Pune gura, Silviu! Așa, tinde-te! Această provocare este un bonus pentru mine. Toate bomboanele trebuie să le prinzi. 3, 2, 1... Uitați-vă! Ce e aici? Le-a dat pe toate jos! Încă o dată! Încă o dată! Încă o dată! Hai! Trebuie să le iai pe toate! Să te iei, să iei! Ei, mustața mea! Hai! Prieteni, Adi, nu le mânca, nu se poate! Au fost pe jos! Adi, le mănâncă pe toate! A lovit o bomboană în tinte pe Silviu! Hai, Adi! Te-a spus Valeriu! Am înțeles, gata! Gata! Challenge-ul lui Silviu a trecut! Băieți, eu m-am supărat pe Silviu că nu a mâncat toate bomboanele! Eu mă duc! Valeriu, ai stricat deja! Eu mă duc de aici! Prieteni, în cazul meu, acest perete este foarte norocos! Așa că voi mai lua încă un număr de aici și... Hai să fie 410! Hai să vedem, este un text foarte lung, nu am citit atât de mult din timpul școlii. Spală dinții cu pastă mentolată și apoi mănâncă mere și portocale. Pare o provocare extrem de simplă. Prieteni, asta este prea simplu, sigur nu voi simți absolut nimic. Bine, Valeriu. Pune mai multă că... O să simți așa, ca și cum așa, ai zăpată în gură. Gata, e bun? Iar acum clătim cu un pic de apă. Da, și un pic de aici. Ei! Iar acum, hai să ne curățim dinții.
Stai, ține pastă, Valeriu. Da, nu ajunge pastă, mai dăm un pic, așa? Cătă-l bine, bine! Asta? Ce să fac, Silviu mi-a pus prea multă. Așa, și acum trebuie să mușc o portocală, da? Da. Niște pastă. Silviu, fără pastă, așa. E o portocală mentolată. E foarte, foarte rece în gură. Iar acum o bucată de măr. Așa măr ca din congelator. Valeriu are fața aia din reclamă că cât de bun e. 99.9 medici recomandă. Foarte rece. Prieteni, acum este rândul meu să aleg numărul și fiți atenți. Filmăm partea a patra a acestui challenge, deoarece voi ați apăsat la episoadele precedente pe butonul de like. Haideți să strângem și la acest episod foarte, foarte multe like-uri, să ne adunăm cu toții, să facem un număr record. Iar eu, între timp, voi alege numărul 456. De fapt, nu. Hai să fie 57, nu chiar de la perete, nu știu. Provocare pentru toți concurenții. Tare balonul din mai multe straturi. Deci pentru prima dată am ales o provocare pentru toți. Nu doar eu o voi îndeplini, ci toți. Adi, nu știu ce e asta, dar eu pare știu să... ce e asta. Este un moment încordat pentru dar voi. Dar voi plecați în balon. Ei, nu punem mâna la nas. Hai, Adi, mai repede sparge balonul ăla. Adi, ce facem? Drăgăriești ceva? Ei, bine. Asta nu e un motar. Hai, Adi. Adi, apasă mai tare un pic. Cine e următorul? Orange Blue! Voi doi alegeți! Orange Blue! Silviu, ia doi alegeți, eu sunt ultimul! Ei, stai, bagă capul sub balon! Capul! Nu, 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 sub balon! Hai, hai! Ui, el e tare! Hai, Silviu! Hai, nu râdeți că e foarte complicat. Sper doar să nu-l sparg eu acum, pentru că e foarte interesant și vreau ce. Eu cred că la mine nici măcar nu va mai ajunge rândul. Este, este. Eu ce stai un pic, vreau eu să fiu al treilea. Dar nu, eu sunt. Mi se pare că acolo mai rămas doar două baloane. Eu am mai fost în această situație. Ce pui mâna pe față atunci? Ferește mâna, stai relaxat dacă ai mai fost în așa situație. Mai repede, trebuie să punem limitul de timp. Aaaa, e Eugen azi! Va mai fi și rândul meu și la Silviu și a lui Adi și încă 5 cercuri. Hai odată! Dar nu se taie! Mai apasă un pic! Am supraviețuit! E rândul meu și văd că mai sunt încă câteva straturi. Acum înțeleg de ce Eugen atât de tare se temea. Și atunci când se sparge fără scurgă apă e periculos. Wow! E senzația asta, nu vreau să o mai am niciodată. Aici mai sunt minim două. Hai repede, repede să nu se spargă. Ei, nu pune mâna la da, de stai. Acolo mai sunt o grămadă de baloane. Silviu, hai mai repede. De fiecare dată când tai puțitul, am impresia că tai pe suflet, așa mi iese. Mi se pare că e ultimul. Valeriu, e la tine, Valeriu, la tine, va fi. Sau eu este ultimul, sau eu am puțit-o. E ultimul. Dar pune mai ungem. Da, prieteni, nu este ultimul, fiți atenți. Dar tu nu analizezi, tai. Da, dar acum e riscul să tai câte două odată sau chiar totul. Nu, dar asta e gata, e Eugen aici. E venit. Bă, nu pot! Hai, Eugen, întinde-te odată. Nu! Aș vrea să știu că e ultimul balon să fac la bam și gata. Ies demonii din Eugen, ce de atât. Nu, asta e, asta e, curge. Hai, Eugen! Hai, Valeriu, ești următorul. Băi, pe asta și stau atât de încordat. Eugen! S-a tăiat! Să văd! Vreau să văd! Nu, 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 fără să folosești degetele! Trebuie să sară balonul! Da! Bravo! Da, da! Aici mai sunt două! Da, dar din cauza presiunii îți va cădea la următorul! Mulțumesc, Doamne! Este rândul meu? Am frică că te va sparge din cauza presiunii! Sparge-l pe asta să rămână lui
ardă, e provocarea lui. E, el... Din partea... Adi, repede! E ultimul sau nu e ultimul? E ultimul! Valeriu, să nu-ți pară rău, e provocarea lui. El a meritat asta. Da, ai dreptate, e provocarea lui! Să primească! Ce mai împărți? Cum am putut să scap? De ce te chinezi? Ține balonul cu mâna stângă, Adi! Da, așa am făcut eu! Da! Dacă Adi supraviețuiește acum... Respiră! Adi, respiră! Am avut atâtea emoții cât toată viața. Prieten, cred că Adi a meritat un like și un comentariu. Adi este super, super tare. Da. Din tot challenge-ul ăsta, eu cred că doar runda asta, doar provocarea asta a făcut tot episodul. Au fost așa niște emoții, am și râs, am și plâns, am avut și frică și suspans de toate. Și ai transpirat un pic. Am transpirat foarte mult. Cine următor? Ei, când Adi a plâns în această challenge? Cine următor, ziceți? Da, Eugenie! Eu! Spune un număr! Repede, un număr! Nu alege! Spune un număr la întâmplare! Hai! 304! Hai, Valeriu, să vedem ce provocare e. Eugen, am o veste bună pentru tine! Tu vei fi piniata timp de un minut! Oh, piniata! Nu! Iar noi probabil vom lovi el! Apropo, pune dulciurile în buzunar ca să cadă jos! De ce am acceptat să mă filmez în acest video? Pentru că este video-ul tău, Eugen! Hai, nu loviți în față! Oh! Opriți-vă! Unde sunt bomboanele mele, dulciurile mele? Dă-mi sucul meu! Am o idee. A trecut, mai. Haideți să lăsăm așa pe Eugen. Cu voi a fost... Hai, Eugen. Mă prind! Nu! Nu! Am vrut să mă prindă! Ei, gata, gata! Eugen, noi am plecat. O seară bună, Zorin. Pa, pa! Băieți! Am uitat să le zicem că filmăm și partea a cincea! Doar dacă acest video strânge 50.000 de like-uri! Prieteni, e foarte simplu să apăsați pe acel buton dacă vreți să filmăm partea a cincea din 1000 de provocări! Cu voi a fost Eugen, Silviu, Valeriu și Adi! Ne revedem foarte curând! Maceta, maceta, se mișcă planeta, eu zbor ca racheta, maceta, maceta! Zbor ca racheta, cu maceta-n mână se sparge cometa! Vine, te vine că zbor ca racheta, maceta, maceta, racheta.